Bună seara tuturor și, în primul rând, bună seara tuturor voluntarilor. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi prezentă în această seară alături de voi, dar am simțit nevoia să vă spun câteva cuvinte despre experiența mea ca și voluntar, dacă putem să o numim așa, pentru că poate din acest motiv foarte mulți oameni îmi adresează întrebări pe blogul personal sau în diverse interviuri legate de munca de voluntariat, cum ar putea să o facă și în ce condiții și unde. Probabil datorită prieteniei care s-a legat între mine și Maria, fetița de care am grijă. Recunosc că eu nu mai văd ca pe o muncă de voluntariat, poate că așa s-a născut, dar pentru mine nu este așa. Maria și cu mine ne cunoaștem de 2 ani de zile, de 2 ani și jumătate și petrecem foarte mult timp împreună. Oamenii se gândesc ca la, cum spuneam, ca la un voluntariat, dar nu este. Într-adevăr, eu ajut foarte mult, sunt alături de ea, îi ofer dragoste, îi ofer ceea ce probabil că părinții ei, din păcate, nu îi pot oferi sau centrul la care se află, deși este un copil foarte bine educat. Și cred că este un lucru care ne face foarte bine amândurora, pentru că ea are de învățat multe de la mine, iar eu mă simt utilă și mă simt fericită că reușesc să ofer unui copil o perioadă extraordinar de frumoasă în viață, pentru că pentru mine copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea și dacă am posibilitatea să fac ceva frumos pentru un copil, o fac cu mare drag și sunt convinsă că oricine poate face așa ceva. De aceea cred că sunt mulți oameni care își pot pune timpul la dispoziție și pot ajuta un copil care nu e doar un ajutor, este pur și simplu o dragoste de care acei copii au nevoie, pentru că, din păcate, în centrele în care se află, deși sunt foarte bine îngrijiți, dragostea este lucrul care le lipsește și un copil crescut fără dragoste este un lucru foarte, foarte greu, pentru că acest lucru îi afectează toată viața. Putem ajuta societatea în foarte multe feluri. Mi-aduc aminte că am făcut muncă de voluntariat și am predat engleză la un centru educațional și recunosc că m-am plinit foarte tare, pentru că am avut posibilitatea să ajut niște copii și să pun și eu o cărămidă în educație. Lor. Sunt foarte multe lucruri pe care poate să le facă oricine, numai să ai timp, disponibilitate și deschidere și acest portal evoluntar.ro poate fi accesat de absolut oricine și poate fi o poartă în care oamenii, dacă vor să ajute, pot intra pe ea. Sunt foarte multe acțiuni, găsiți acolo absolut toate lucrurile de care aveți nevoie, toate informațiile și toate acțiunile pe care doriți, în care doriți să vă implicați. Merită să faceți lucrul acesta. Pe mine m-am împlinit foarte tare. Crezi în soluții? Te implici în proiecte. evoluntar.ro